Adios! A, what la ea! Ați venit vitejii mei aici, ți-ați biruit sau ați luat-o? Hai de cap meu, deci Bobiță, fii atent, vezi ce hobby ca lumea și-a găsit Giani! Ba, nu-mi zice, dăm drumul la șampane, sărbătorim, facem bairam ceva. Da, bravo! Să faceți scriitor! Bum! Ma, de ce? De hobby! Lasă-mă că asta am înțeles eu că de hobby, dar ce fel de scriitor? De romane, de novele, de ce dracu, ce te-a pus să scrii ce? Pancartele alea pe tren, București, Slobozia, Slobozia, București, ce scrii exact? Mă fac scriitor de romane, ce fel de romane? Romane ca lumea! Bam! Mamă, mamă, dar te-ai aruncat direct? Da. Te-ai aruncat direct, n-ai început și tu cu proverbe, cu ghicitor, cu nu știu ce, adică să o iei ușor. Uite, de exemplu, scriai cu proverbe să dea și eu unul, sau o zicătoare, cum ar veni, care e exact la ta. Uite, sărăcie viața mea, o dau la toată lumea. Bă, nebunule, tu n-auzi, bă, că mă duc direct pe romane, ca lumea. Deci am toate subiectele în cap, bă, băiatele, n-am nevoie de nimic de la tine, înțelegi? Fii atent. Deci primul roman o să fie despre unul care e mușcat de un paianjen din ăsta de laborator, înțelegi? Și omul se transformă în paianjen, bă, băiatele. Deci trage cu funii de aici de mâini, înțelegi, pe blocuri, merge balansat, ca un paianjen, înțelegi? Dar bine, el nu e paianjen. E om, înțelegi? Și are un costum de ăsta roșu, mulat pe el, mișto. Am totul în cap, bă, totul în cap. Dar de unde în sură mie cunoscută asta de undeva, mă? Ia fii atent, al doilea roman. Mamă, mamă, mamă. Fii atent la asta. Deci asta o să rupă, bă, băiatul. Deci fii atent, e despre o planetă de asta care noi nu știm de aia. Uite, îi dau numele acum, Krypton. Înțelegi? Ei, și măsa și tasul pune într-o rachetă din asta mică un copil care l-are ei, înțelegi, și-l trimite pe pământ. De ce? Că la ei acolo era cu război, cu lasere 3, cu nebunare. Înțelegi? Ei, și ăsta mic ajunge pe pământ, îl ia unii în grijă și fii atent. Care ăsta micu ajunge are puteri care oamenii nu le are, bă, băiatule. Înțelegi? Fai de capul meu, și când zboară face cu mâinile așa. Și are niște izmene și are chiloții trași pe deasupra și o pelerină de aia de scufița roșie. Da, bravo, da, bravo. Ei, fii atent, asta are puteri, dar face pe prost, înțelegi, se angajează la un ziar, să închid vrăjeală, ba la muncă, nu e. Bă, nebunule, mă, tu vrei să scrii Spider-Man și Superman, mă? Te-ai prins, ia uite, mă, s-a prins, mă, cum s-a prins, mă? Cum a făcut, mă? Cum dracu te-ai gândit tu, mă, să scrii carte după filme care deja s-a făcut, mă? Păi fii atent, idee, Bobiță. Tu ai văzut când începe filmul. Când te uiți la început, scrie că filmul e făcut după cartea cu tare și cartea cu tare. Înțelegi? Păi până când să mai fie ăștia șmecheri care face filme, mă, și ia munca la scriitor? Până când? Până când, mă? Zât, dă-te drept. Mie mi se pare corect, bă, tată, faci film, fă, tată, film. Faci carte, fă, tăticul meu, carte, înțelegi? Dar nu le mai amesteca, bă, băiatul, că prea multe filme se face după cărți, înțelegi? Eu o să fiu primul scriitor care să facă carte după film. L-am întors, înțelegi? Deci carte după film. Să vedem, le mai convine? Vă mai convine așa? A, le mai convine, da? Nu le mai convine. Hai. Bă, bravo, bravo, bă. Hai, bă! Felicitări, mă. Bă, deci eu nu știu cum dracu a venit asta, mă. Băi, ești o minte genioasă, mă, deci... Bă, bravo, mă! Bravo ție, mă! Ce dracu să mai zic? Bă, da, de ce nu scrieți voi, de exemplu, scrieți, mă, cartea despre filmul ăla cu aia doi proști, mă. E doi prieteni care e proști și care orice ar face ei, praful să alege de tot. Îl știți? Ce film, mă, că nu știu e? Ăsta, bă, cu ăștia doi de... Ia uite, bă, cum îmi scapă numele lor. Zi, mă, măcar actorii, mă, zici! Actorii era așa, era unul care era îmbrăcat într-o geacă roșie așa de puf și cu niște trailing pe el și cu niște fiare la gât așa. Și ălălaltul, bă, ălălaltul e prost rău. Prost, bă! Era unul care era buzat așa cu gravare de somn și avea părul dat așa cu cărare pe mijloc. Zi, bă, Dani De Vito! Nu, mă, nu, Dorin, Dorean... Bobiță, fii atent! Mai gândește dacă ți-am ce aminte să ne zici și nouă, da? Da, mă, da, ia... Giani, fii atent, mă duc să aduc spic și hârtie să ne apucăm să scrie romanul. Da, bravo. Hai. Wow, wow, wow. Și Mărgelatul era cel mai șmecher. Belea era șeful, ești nebun la cap. Stai așa, mă, Giani, că nu e așa. Ce, mă, cum adică, mă, ce nu e așa? Buză de iepure era mai șmecher. Bă, bă, tu te auzi ce vorbești, bă? Pe Mărgelatul avea pistol de la cu 6 țepi, pe nici Rambo n-avea pistol de la cu 6 țepi. Când trăgea odată, puf, se țărea din tine și nebun la cap, te rupea. Stai, mă, așa, mă, și ce dacă avea, mă? Bă, tu știi cum călărea, mă, buză de iepure, că până să apuce să scoată pistolul, Mărgelatul ăsta era departe, tare de tot, bă. Bă, Bobiță, ia zi, mă, care-i mai șmecher, mă, Mărgelatul sau buză de iepure? Marga-margu. Bă, zi, mă, ce te-am întrebat, mă. Bă, dar ce vreți voi, mă, să știți asta? Bă, vreți să știm care-i mai șmecher? Că e personajul principal la cartea asta care o scriem noi. Care? Eu zic că e buza de iepure. Eu zic că e Mărgelatul. Bă, tu nu te-ai uitat cum trebuie la film. Tu nu te-ai uitat cum trebuie, bă. Bă, ăsta Mărgelatul al tău ce făcea, mă, el? Că nu făcea mare lucru, mă. Toată viața te-a și spărgea semințe, el, mă. Pe asta când plângea, cred că plângea cu lacrimi de ulei de floarea soare. E bună asta! Ce ți-a plăcut, mă, bă, băiatule? Deci unul la mână, că mărgelatul nu plângea niciodată, da? Și doi la mână, că buză de păr ăsta al tău și de ce nu mânca semințe? De ce, mă? Că era praf, mă! Era vai mama lui, mă, n-avea bani de semințe și de înțelegi? Deci era terminat mâncată sub unchii, săracu. Bă, cu sunoi de bani, mă! Pe atunci când a sărit cu calul pângeamă, la cine a crezut că a plătit geau, mă, nu el? Nu, mă! Dar cine, mă? Iau-te, mă, Balciu, Sergiu Nicolaescu, unul de pe acolo, dar nu el sigur. Că n-avea, mă, era terminat omul, înțelegi? Era, n-am niciun bani. Du-te, mă, de aici, că el l-a plătit, mă, și oricum să știi că buza de iepure se îmbracă mai ca lumea decât mărgelatul ăsta al tău. Păi mărgelatul se îmbracă numai negru și zici că-i popă, mă. Zici că-i zoră, mă, prostule. Bă, dar ce vă certați voi, mă, atâta, mă? Scrieți, mă, fiecare cartea lui, mă. Fiecare cartea lui și rămâneți prieteni, mă. Da, bravo, m-ai nimerit-o bine, mă. Fiecare cu cartea lui, eu cu cartea mea, tu cu cartea ta, mă, și gata, ce mai bine. Și rămâneți prieteni, după aia vă acceptați. Corect. Da, deci, eu rămân prieten cu tine și tu rămâi prieten cu mine, da? Da, bravo. Așa. Și fii atent, cartea mea o să numească Viața lui Buză de Iepure și cartea ta o să numească Viața lui Mărgelat. Bă, dar stai mă puțin, dar de ce să zici tu cum se numește cartea mea? Ce am zis cum se numește cartea ta? Nu, nu. Cartea mea o să numească altfel, bă. Cum altfel? Mărgelatul îl bate de-l ia draci pe buză de iepure, e bine așa? Deci bun, deci mărgelatul îl bate de-l ia draci pe buză de iepure, așa se numește. Așa? Da. Bine. Bate. Ia fii atent, Giani. Vrei să zic cum începe cartea mea prima strofă? Cu am în cap, am scris doar o propoziție, fii atent. Vrei? Deci fii atent, e așa. Buză de iepure îl omoară pe mărgelatul, dând două carate, îl pună jos, în chirul omor, ba nu, cu o singură carată. Are centura neagră la carate. Capută, de unde știa, mă, buză de precarate, prostule? De la Bruce Lee, mă, dacă chiar vrei să știi. Auzi-l, Bobiță, ce stai aici? Când vreodată s-a întâlnit buză de pre cu Bruce Lee? Se întâlnește acum în cartea asta a mea. Păi se întâlnește că e praf cartea aia. Ce vorbești, mă, cea ta e bună, mă? De ce? De ce? Că nu e cu buză de iepure, bă, Bobiță. Dă-i lui ăsta ceva de făcut, că mă încurcă rău de tot. N-ai să vezi, că azi e ziua mea liberă de hobby, deci nu fac nimic. Niculei, ai noroc. Adu-mă saxofonul și învață-l pe ăsta să suflă în el, Dolonescule. Nu ce că ești bun pe voce, lasă dracu scrisul pentru cine să pricepe. Adică pentru tine. Da, bravo, bă, Nicule. Hai că tu ești mai pe filme ca noi, mă, zi-mă și mie asta. Bă, când vreodată s-a întâlnit buză de iepure cu Bruce, zi și mie. Ți trebuie asta, mă, întrebare capcană sau cum? Băi, Bobiță, ce au ăștia, mă? Bă, Nicule, ți-am găsit eu cu ceva? Nu, mă, de ce? Păi și atunci ce dracu mă bași pe mine în discuție, mă, dacă te-a luat băieții la luptă, intră și tu acolo, scoate sabia, parază, vezi care-i treaba. Buză de iepure cu Bruce Lee. Da, mă. Și dacă nu s-a întâlnit până acum, o să întâlnească la mine în cartea care o scriu eu, mă, da. Ce carte, mă? E din cartea care o scriu. Bă, nebunule, păi oamenii s-au apucat să scrie cărți după filme acum. Da, bă, că sunt prea multe filme făcute după cărți, bă, să mai fie și invers, știi ce zic? Cum, mă? Cărți după filme, mă? Da. Păi dacă e așa, de ce nu faceți cărți după poze? Că asta nu s-a mai făcut până acum. Nu vă dați seama, mă, dați lovitura. Luați pozele din buletin frumos și vă apucați să faceți cartea. Vă dați seama ce carte este, mă, de desene animate. Da. Da, vin acum. Da. Hai că trebuie să plec. Bă, și începuse așa de bine. Bă, Giani, ia uite-te, mă, la cărțile alea. Așa. Păi tu crezi că ea care le-au scris au fost proști, bă? Crezi că dacă tu știi să citești, gata, tu poți să te apuci și scrii acum? Uite ce are... Ia uite-l, mă. Băi, băiatule, tu confunzi Facebook-ul cu literatura, mă. Păi și ce are, bă, băiatule, că și acolo e tot cu scris? Mă, dacă tu știi să scrii două propoziții, că afară e cald și ceapa de porc e bună, asta nu înseamnă că tu te-a pus să scrii Ana Karenina. Cine e asta, mă? Dar ești din sat? Că nu știu. Bă... Lasă-mă, Nicuretule, taie lanul așa din fașă, mă. Nu, mă, dar m-am enervat. Băi, lucrurile astea trebuie stârpite din fașă. La proști trebuie să le dai peste bot de mici, ca la câini. Auzi, mă, să știe de stăpân. Mă, tu n-aveai treabă, mă, că parcă sunase telefonul cu o comandă. Corect. Ideea, vezi? Corect. Prost, da, mă duce capul, da? Și fii atent, Nicule, lecțiile alea de saxofon nu le mai vreau, mă, da? Iei saxofonul ăla și ți-l bați ție undeva sau lua Ana Karenina aia, da? Băi, ia fii atent aici, mă. Dacă Facebook-ul e literatură, așa. Factura de curent e nuvelă, mă, care nu e. Am zis. Ia zi, mă, Giani, care e ultima carte care ai citit tu? Ce a făcut? Nu te uita, mă. Așa, și asta. Na, iată, Giani. Deci toate cărțile astea le-am citit anul trecut. Cum dracu, mă? Când, mă? trecut, mă, n-auzi? Ia zi, mă, Bobiță, nu-i așa, mă? Păi eu știu, mă, nu știu, că te-am văzut cu ele în fața ochilor, dar acum eu știu dacă le-ai citit sau nu. Ba, le-am citit, mă! Bine, mă, ia, fii atent. Ia zi-o pe asta. Ce să zic? Zi cum începe, mă, dacă zici că ai citit-o. Nu mai ții minte, mă, Giani. Și uite, dacă nu mai ții minte seara că ai citit-o, degeaba, bă, băiatule, sau mă minți pe mine că ai citit-o, când de fapt n-ai citit-o. Ba da, mă, am citit-o. Bine, mă, atunci zi și mie prima literă, zi ceva să te cred. Stai, mă, Giani, mă, că nu se ține minte așa din cărți, mă. Dar cum, mă? Altfel, mă. Și anul ăsta mi-ai citit ceva și anul ăsta? Anul ăsta, fii atent, dă-te așa. Dă-te așa, că-ți ia ce alea de la mine. Ia, stai, mă, așa. Stai, așa. Uite, ți-am dat să-ți intre mai bine ca prostule. Deci tu ai dat-o mine acum, mă? Da, bravo. Fii atent că dau și eu. N-ai curaj. Stai! Ia, acum... Hei, hei! Să-ți aruncă, mă, prostul și aici... Hei! Stai dracu, potoliți, că mă pun să le citiți, mă, panarame. Dar nu te mai băga, mă, că nu e treaba ta, mă. Ce-ai făcut? Stai, băi! Doamne, bunul! Fii atent ce hobby mi-a venit. Să-l bombardăm pe Bobiță, mă. Mamă, ca lumea! Aviație! Giani, acoperă-mă! Poți acoperire! A venit! Hai! Hei! Giani, granată! Du-te-și în casă! Așa! E, pirața, ai trecut să fiți, băi! Asta la vista, băi! A, pirața, ai trecut să fiți! Na! Na! Say hello to Marisa friends! Aha! Gata, mă, rasești! Gata, mă, rasești! Ieși! Ieși! Hai, mă, că te las, te rasești! Te rasești, hai, ieși, gata! Aaa, fii așa, gata, mă, te las! Mai vreți? Aia, dracu, să fiți voi! Vezi serialul pe Voyo.